Da, bună ziua! Pe 16 mai 2023, Vasile Lavric din Rădăuți, județul Suceava, cunoscut ca Mâncătorul de Femei, a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în varianta omorului calificat și profanare de cadavre sau morminte. Curtea de apel Suceava l-a condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra 7 bunuri imobile ale lui Vasile Lavric, respectiv 2 autoturisme. Vasile Lavric a primit această pedeapsă pentru crima comisă asupra ultimei sale soții, Aurica Bodnărescu Lavric, însă 6 foste partenere de viață ale bărbatului au dispărut fără urmă sau au murit în condiții stranii, 3 dintre ele surori. Vasile Lavric este tatăl a 9 copii rezultați din relațiile cu 4 femei. Aurica Bodnărescu Lavric, cu 20 de ani mai tânără decât el, a început relația cu Vasile Lavric în anul 2005, an în care au dispărut alte 2 femei din viața bărbatului, surorile Nicoleta și Ramona Iordache. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună 3 copii. În seara zilei de 10 iunie 2020, Vasile Lavric și Aurica Lavric au plecat împreună pentru a realiza o operațiune de tractare. Din acel moment, femeia a dispărut fără urmă. Vasile Lavric, de profesie mecanic auto, presta servicii de tractări. În referatul propunerii de arestare înaintat de procurori, se arată următoarele, citez. În seara de 10 iunie 2020, după ce a informat membrii de familie că ar avea de prestat un serviciu de tractare la o distanță mai mare de domiciliu, unde urma să meargă împreună cu Lavric Aurica, inculpatul și soția sa au părăsit împreună domiciliul, deplasându-se cu platforma de tractare într-o direcție necunoscută. În cursul acelei nopți, inculpatul și-a ucis soția și a ascuns cadavrul pentru a evita tragerea la răspundere penală, după care s-a întors singur acasă în cursul dimineții. Am încheiat citatul. Ulterior, Lavric le-a spus copiilor și rudelor că Aurica a plecat, ba pe la rude prin țară, ba în Italia, la o soră. Cert este că, de atunci, femeia nu a mai dat nimănui niciun semn de viață. La momentul dispariției, femeia încă a alăptat pe cel mai mic dintre copii, în vârstă de 2 ani. Faptul că dispariția a fost sesizată de polițiști relativ târziu, la începutul lunii septembrie, a făcut imposibilă obținerea de probe directe, ceea ce, în mod evident, a îngreunat semnificativ ancheta. Femeia a fost căutată de anchetatori peste tot. Au săpat centimetru cu centimetru în curtea lui Lavric, iar atelierul auto și casele bărbatului au fost cercetate minuțios. Un lac din apropiere a fost aproape secat în căutarea cadavrului. Nici urmă însă de Aurica. Polițiștii s-au folosit de câini specializați în identificarea cadavrelor, dar și de alte dispozitive. Au făcut tot ce le-a stat în putere ca să o găsească pe femeie. Au scotocit zone întregi de deal și pădure, dar și în zona despre care anchetatorii au bănuit că ar fi fost locul în care bărbatul a dus-o pe victimă în noaptea crimei, o zonă mlăștinoasă și cu multă vegetație. Toate căutările însă au fost în zadar. Dat fiind faptul că anchetatorii nu au găsit cadavrul Auricăi Bodnărescu, procurorul de caz a fost nevoit să aducă probe indirecte, pe care le-a obținut inclusiv cu ajutorul celor de la Facebook prin intermediul autorităților americane. Rechizitoriul de sesizare a instanței de judecată, procurorul de caz de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a arătat că inculpatul a desfășurat manopere de influențare a fiilor victimei, în sensul în care declarațiile acestora să se coroboreze cu ale sale, la momentul în care organele de urmărire penală aveau să fie sesizate cu privire la lipsa de la domiciliu a soției sale. Am încheiat citatul. Acestea sunt probate printr-o serie de discuții dintre Vasile Lavric și copiii săi, surprinse cu ajutorul tehnicii de înregistrare care a fost montată în casa din Rădăuți cu ocazia unei percheziții. Bărbatul s-a străduit să-i convingă și pe apropiați că soția lui a plecat de bunăvoie de acasă. Dar chiar și-a manipulat rudele să nu anunțe la poliție dispariția. Le-a scris chiar de pe Facebook, de pe contul victimei, dându-se drept Aurica și le-a dat asigurări că este bine. Vasile Lavric a spus în timpul anchetei că în seara de 10 iunie
2020, nu a plecat de acasă împreună cu Aurica Lavric. Bărbatul a spus că s-a culcat seara, iar dimineața soția sa lipsea. Acest aspect este infirmat de unul dintre copii, care a spus că părinții săi au plecat împreună de acasă, iar un altul a spus că în momentul în care a ajuns acasă, Vasile și Aurica Lavric lipseau, iar a doua zi femeia nu a mai apărut. În seara zilei de 10 iunie 2020, de pe cardul bancar al Auricăi Lavric a fost retrasă aproape de miezul nopții suma de 3.000 de lei. În timpul anchetei, Vasile Lavric a spus că acel card era în posesia soției sale și că nu cunoaște ce anume a făcut aceasta. La perchezițiile din 24 mai 2021, cardul cu pricina a fost găsit în sacoul lui Vasile Lavric. În timpul anchetei, avocatul lui Vasile Lavric a depus o cerere prin care clientul său dorea testarea poligraf. Ulterior, când a văzut care sunt întrebările la care trebuia să răspundă, a refuzat să mai fie testat, invocând motive medicale. Iată întrebările pe care Vasile Lavric le-a evitat prin refuzul de a fi testat la poligraf. 1. Anul trecut, cu bună știință, ai omorât-o pe Lavric Aurica? 2. În ultima noapte petrecută cu Lavric Aurica, i-ai făcut vreun rău fizic acesteia? 3. Vie sau moartă, știi sigur locul unde se află Lavric Aurica? Specialiștii de la Serviciul Criminalistică, Laboratorul de Psihologie Criminalistică din Direcția Generală a Poliției Municipiului București, au concluzionat că, potrivit literaturii de specialitate, toate aceste comportamente sunt specifice unui subiect nesincer. Am încheiat citatul. Paranteză. Am spus-o și o repet. Poligraful nu este o probă acceptată în instanță, întrucât aparatul dă frecvent rateuri. Este foarte periculos să te expui testării poligraf, chiar dacă ești nevinovat, sau mai ales dacă ești nevinovat. Întrucât, dacă ești nevinovat, iar aparatul ratează, situația ți se complică semnificativ. Într-o astfel de situație, chiar și dacă verdictul final atestă că ești nevinovat, rezultatul greșit al poligrafului face ca suspiciunile asupra ta să dăinuie în mintea oamenilor. Se naște o situație de genul, da, e drept că instanța l-a găsit nevinovat, dar totuși a picat testul poligraf. Testul poligraf este o șarlatanie. El are exclusiv valoare orientativă. Revenind la caz, anchetatorii au depus un efort considerabil pentru a demonstra că Aurica Lavric nu este plecată din țară, în Italia sau în Spania, așa cum a susținut Vasile Lavric. Femeia nu a folosit acte de identitate după data de 10 iunie 2020, nu a solicitat eliberarea unei alte cărți de identitate și nu a utilizat nici cardul de sănătate. Nu a călătorit cu avionul nici în interiorul României și nici pe rute externe și, de asemenea, au fost întrebați toți cei 238 de operatori de transport persoane UE și non-UE și toți au negat că ar fi transportat-o pe Aurica Lavric. La dispariția de acasă nu și-a luat absolut niciun bagaj, iar conturile bancare pe care le avea nu au mai fost accesate, la fel cum s-a întâmplat și cu contul de Facebook. Procurorul de caz a mai arătat că verificările s-au extins și în instituțiile de asistență socială, unde prezența Auricăi Lavric nu a fost semnalată. De asemenea, aceasta nu a fost găzduită într-o mănăstire sau într-un alt locaș de cult, verificările realizate prin intermediul Patriarhiei Române fiind negative. Mai mult, din seara de 10 iunie 2020, Aurica Lavric nu și-a mai contactat copiii sau rudele. Citez. În aceste condiții, ipoteza potrivit căreia victima ar fi plecată voluntar de la domiciliu și ar locui în prezent în altă parte, nu poate fi luată în calcul în mod rezonabil, a concluzionat procurorul de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Coroborând toate datele anchetei, rezultă că femeia a fost ucisă, iar cadavrul ascuns, iar autor ar fi Vasile Lavric. Asta spune instanța că s-a întâmplat cu Aurica Bodnărescu, ultima soție a lui Vasile Lavric. De ce și-a ucis Vasile Lavric soția, vă întrebați probabil. Din cercetări rezultă că în ultima perioadă de timp, Lavric a început să fie tot mai gelos pe soția sa. Era afectat mai ales de vorbele unor localnici care îi spuneau că femeia nu ar fi chiar ușă de biserică. Acesta a intrat la bănuieli pentru că femeia stătea foarte mult
cu telefonul mobil în mână. Bănuielile i-au fost confirmate când unul dintre copii i-ar fi spus la un moment dat că mama lui vorbește pe Facebook cu bărbați și le trimite inimioare. Lavric nu folosea telefoane mobile din noua generație și nici nu avea cunoștințe legate de rețelele de socializare. Totuși era enervat peste măsură că soția lui stătea foarte mult timp cu telefonul în mână. Ce s-a întâmplat cu celelalte 5 femei din viața bărbatului, femei despre care polițiștii suspectează că ar fi fost ucise tot de el? În anul 1995, o tânără pe nume Iuliana Iordache, în vârstă de 16 ani, a dispărut fără urmă. Adolescenta avusese o relație cu un anume Vasile Lavric. Vasile Lavric s-a căsătorit la 18 ani cu sora Iulianei, Nicoleta Iordache, cu care a avut două fete. La puțin timp după nuntă, Vasile Lavric a plecat în armată. În timpul stagiului militar, bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru viol. Citez. De fapt, nu a fost viol, dar de rușinea părinților, așa a declarat fata. Mărturisea în trecut Vasile. După ce a fost eliberat, soția a intentat divorț. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra Nicoletei Iordache după un incident violent petrecut în anul 2000. Nicoleta a dispărut fără urmă în aprilie 2005, la 5 zile după ce a depus actele de divorț. Femeia avea 31 de ani în momentul dispariției. În timp ce era căsătorit cu Nicoleta Iordache, Vasile Lavric a făcut un copil cu sora mai mică a soției sale, Ramona Lavric, care era minoră. Vasile a fost trimis în judecată atunci pentru act sexual cu un minor, însă nu a fost condamnat. La 2 luni de la dispariția primei soții, Nicoleta, și la 10 ani de la dispariția iubitei Iuliana, a dispărut și sora lor mai mică, Ramona. Ramona avea 18 ani la data dispariției. Ea nu a fost văzută din iunie 2005. Au existat suspiciuni că Nicoleta și Ramona ar fi fost ucise și îngropate apoi de Vasile Lavric, dar nu au fost găsite probe în acest sens. Bărbatul a susținut mereu că cele 3 fete au plecat la produs în Italia. Ulterior, bărbatul s-a căsătorit cu o anume Cristina, o tânără cu care s-a cunoscut în fabrica unde munceau amândoi. Cristina a născut 2 copii care au rămas orfani de mamă la 2 și respectiv 3 ani. La doar 21 de ani, Cristina ar fi făcut un infart. În 2020, anchetatorii au descoperit că înainte de dispariția Auricăi Bodnărescu și a celor 3 surori Iordache, mecanicul auto din Rădăuți a mai avut încă 2 soții. Ambele au decedat în condiții strane. Ce cred eu despre această situație? Eu cred că la asta duce promiscuitatea. Vasile Lavric are în mod evident un caracter deosebit de violent. A comis o atrocitate probată în instanță, probabil a comis și celelalte atrocități de care este bănuit. În ceea ce îl privește pe el, lucrurile sunt clare. Dar adevărul obiectiv este că victimele lui au fost de aceeași teapă ca și el. Să te căsătorești cu fostul iubit al surorii tale dispărute, în timpul căsătoriei tale cu el, sora ta minoră să rămână însărcinată cu soțul tău, adică cu soțul surorii ei / fostul iubit al celeilalte surori dispărute, mi se pare incalificabil. Apoi, în ceea ce o privește pe Aurica Bodnărescu, când intri într-o relație cu un bărbat suspectat că are legătură cu dispariția mai multor femei, îți asumi toate riscurile ce derivă din această decizie a ta. A face asta echivalează cu tentativa de suicid. Când de bună voie și pe deplin conștientă de riscuri decizi să intri în gura leului, de bună voie și pe deplin conștientă de riscuri îți pui viața în pericol. Situația aceasta echivalează cu ruleta rusească. În altă ordine de idei, în mediul rural, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Îmi este imposibil să cred că aceste femei nu știau ce fel de om este Vasile Lavric. Eu nu cred că localitatea în care s-a întâmplat toată nenorocirea sa îl credea pe Lavric vreun sfânt. Toate aceste victime au știut exact cu cine au de-a face. Teoria potrivit căreia victima nu poate fi în niciun fel blamată pentru crima săvârșită asupra ei este doar o teorie. În realitate, tu ești primul responsabil pentru viața și integritatea ta. Dacă de bună voie te expui pericolului pe care îl reprezintă relația cu un bărbat deosebit de periculos,
atunci cel puțin jumătate din vină îți aparține. De ce au intrat toate aceste victime în relații cu Vasile Lavric? Pentru că erau de aceeași calitate umană ca și el. Există medii în România în care viața băltește într-o perpetuă mocirlă spirituală. Aceasta este realitatea. Nu ne place, dar nici nu putem să o ignorăm. Atât pentru acum, vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre voi care au înțeles că sunt foarte importante comentariile și care, atunci când nu au nimic de spus, lasă în comentarii un salut sau un emoticon. De asemenea, vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Mulțumesc! La revedere!